Situația tasării blocului K1 din Țiglina 4 nu s-a îmbunătățit cu nimic după ce locatarii au cerut serviciilor tehnice ale primăriei Galați să constate gravitatea tasării de sub fundația imobilului. Nu s-a făcut nici măcar o expertiză, deși aceasta intră în obligațiile autorității publice. Nici reparațiile la instalațiile termice și de canalizare nu se fac decât sporadic și parțial, deși infiltrațiile au creat o cavernă sub trotuarul de protecție al blocului și pământul de pe o mare suprafață este vizibil coborât față de nivelul normal. În jur de 8 tone de apă, în mod sigur, intră la baza blocului. Ori la o greutate de mii de tone, este destul de periculos și nu știe nimeni care sunt urmările. Da. Însă, corect ar fi, noi suntem neputincioși, ultimul vlăstar care a apărut pe scara noastră are 2 luni, mă întreb ce îl așteaptă pe copilul ăsta în condițiile în care blocul se prăbușește la un cutremur categoric. Problema la noi este destul de gravă, în sensul că nu știe nimeni ce-i sub bloc și pe o suprafață de 700 metri pătrați, pământul se lasă, este lăsat puternic, se vede cu ochiul liber. Problema este să vină specialiști, dacă au, să ia analize, să ia probe, să facă ceva, să hotărască ceva în acest sens, pentru că nu se știe soarta noastră, suntem vreo 180 de persoane. Locatarii sunt contrariați și de încetineala cu care primăria va proceda la tăierea unui arbore crescut exact sub fundația blocului și a cărui tăiere este pasată între primărie și agenția de mediu. Tăierea este vitală deoarece infiltrarea apelor pluviale necanalizate sub fundația blocului se face chiar în zona rădăcinii acestui arbore. Nu se poate lucra la partea de la pământul care trebuie să-l decopertăm de lângă bloc până când nu se scoate copacul respectiv. Ori copacul respectiv implică niște probleme destul de serioase pentru că nu știm ce este de dedesubt și trebuie să-l scoată cu rădăcină cu tot. Deci numai niște oameni specialiști, niște ingineri constructori ar putea să hotărească soarta acestei lucrări. Noi, locatari, nu putem să facem nimic. Sub trotuarul acela care toată lumea se spune că este proprietatea noastră, suntem de acord, este proprietatea noastră, dar mă întreb cine răspunde pentru faptul că pământul de sub acel trotuar este dispărut. Deci trebuie să vină oameni pregătiți, specializați, să facă niște analize, niște expertize, să ne spună unde s-a dus pământul și ce putem face noi să-l înlocuim. Da. Ori noi, niște bătrâni, este greu să încercăm să reparăm acea zonă. Terenul din Micro 17 este afectat de nenumărate situații de băltire ale apei din cauza insuficientei canalizări a străzilor. În urmă cu 3 luni, cetățenii au cerut pedepsirea directorului Apă Canal, Gelu Stan, cu amendă de 7.700 de lei de către Inspecția de Stat în Construcții, fiind considerat responsabil de o tasare considerabilă a masivului de lăs din jurul blocului.